Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Subiectele Zilei. Sunt Anca Dumitrașcu și alături de colegul meu Bogdan Groșereanu aducem în fața dumneavoastră cele mai importante subiecte ale acestei zile. Vorbim în această seară despre alegerile locale care au avut loc ieri, iar invitatul nostru este Cristi Nedelcu, jurnalist al LGTV. Bună seara, Cristi, bine ai venit! Bună seara, Anca, bună seara, Bogdan, bună seara, stimați telespectatori, mulțumesc pentru invitație! Cristi, am asistat în întreaga campanie electorală la o campanie atipică, îi putem spune. Candidații parcă erau inerți așa, sau majoritatea candidaților parcă erau inerți, parcă nu și-ar fi dorit să câștige. Iată, avem și rezultatele. Ilia Olguța Vasilescu a obținut un nou mandat pentru primăria Craiova. Spune-mi, cărui partid crezi că i-a adus avantaje acest tip de campanie, cu toate că ar fi cam clare lucrurile? PSD-ul a obținut un nou mandat. Ce se întâmplă? Crezi că această campanie a dus la acest rezultat? În primul rând, rezultatul a fost determinat de faptul că alegerile au fost într-un singur tur. Și acest lucru a favorizat în mod clar primarii aflați în funcție. În Craiova s-a întâmplat ca primarul să fie PSD, dar dacă ne uităm, același lucru s-a întâmplat cam peste tot în țară, acolo unde existau primari în funcție. În momentul în care s-a decis că alegerile sunt într-un singur tur, era foarte greu de presupus că un primar în funcție poate să fie dat jos. În ceea ce privește întrebarea legată de tipul acesta de campanie, este o campanie făcută după noua legislație, au fost interzise toate lucrurile care altădată deranjau, afișajul în mod deranjant, toate spectacolele acelea și așa mai departe. Și atunci candidații ar fi trebuit să facă foarte mult door-to-door, să încerce foarte mult să convingă cetățenii, iar candidații nu știu să facă acest lucru. S-a văzut din tipul de campanie pe care l-au desfășurat că nu se simțea în leagul lor să vorbească direct cu cetățenii, să interacționeze cu ei și așteptau cumva ca lucrurile să decurgă de la sine. Să spunem că și strategia a fost în funcție de această orientare spre un singur tur, deoarece cei care porneau cu prima șansă au refuzat practic să participe la niște dezbateri, considerând că nu au decât de pierdut din confruntările cu cei aflați subiect. Și noi am avut dezbaterile Craiova caută primar, în care, din păcate, primii doi competitori nu au participat, atât primarul în funcție, Ilia Olguța Vasilescu, cât și Pavel Badea, reprezentantul PNL-ului. Pe de o parte, calculul pe care primarul Craiovei, Ilia Olguța Vasilescu, l-a făcut, a fost corect. A refuzat orice întâlnire cu contracandidații, deoarece nu a dorit să intre într-o polemică între ea și aceștia. De altfel și spus că nu simte că ar avea un contracandidat serios și probabil n-a vrut niciodată să dea impresia că vreunul dintre ei ar putea să reprezinte un adversar pentru ea. În schimb, Pavel Badea a avut o campanie absolut dezastroasă și rezultatul pe care l-a obținut se datorează în mod direct și fără îndoială. Se știa de la început, scuză-mă că te întrerup, Cristi, că Pavel Badea plusează la capitolul notorietate, dar stă prost la intenția de vot. Lumea îl percepe ca pe un fost sportiv foarte cunoscut, dar nu-l vede în postura de om de administrație. Nu-l vedea în postura de primar. Iar ceea ce ar fi trebuit el să facă era să îi convingă pe oameni că, dincolo de notorietate pe care avea, este capabil să să fie suficient de puternic și să performeze în zona administrativă. Iar pentru acest lucru avea nevoie de o expunere. Calculul pe care echipa lui de campanie a făcut-o, că nu are nevoie de expunere, deoarece el are deja o notorietate și cumva într-un mod automat această notorietate se va transforma în intenție de vot, a fost un calcul greșit. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să ne uităm că, uitându-ne pe cifre, vedem că Pavel Badea a obținut mai puțin decât partidul lui. Așa este. Asta am remarcat, cu aproximativ 5.000 de voturi. Deci 5.000 de oameni au mers la vot, au considerat că lista deschisă de Pavel Badea îi reprezintă în Consiliul Local, dar Pavel Badea nu îi reprezintă pe ca de primar. Altă parte, Ilia Olguța Vasilescu a obținut cu aproximativ 5.000 de voturi în plus față de alianța care o susține, adică PSD plus UNPR, ceea ce ne face pe noi să credem că cea mai mare parte a voturilor de la PNL pe care Pavel Badea le-a pierdut, s-au dus către Ilia Olguța Vasilescu. Așa este. Cristi, știm deja că PSD-ul a obținut 19 locuri în Consiliul Local, PNL 6 locuri, iar ALDE 2 locuri. Ce se întâmplă în momentul în care există o majoritate în Consiliul Local din partea unui partid? Pentru că putem vorbi acum de o majoritate a PSD. Este clar, Consiliul Local va fi și pe următorii 4 ani la discreția absolută a primarului.
Deci nu trebuie să ne facem niciun fel de iluzie, așa cum a fost și în mandatul care s-a încheiat. Cu anexa primarului, tot ce propune primarul trece automat. Va fi o anexă, deci nu există legislativ local în momentul de față. Ceea ce dorește primarul se execută. Așa a fost și în acești 4 ani și dacă DNA nu ne rezervă vreo surpriză în următoarea perioadă, așa va fi și pe următorii 4 ani. De ce? Pentru mine poate victoria stângii nu este neapărat o surpriză, pentru că stânga în Craiova a fost întotdeauna foarte puternică. De altfel în întreaga Oltenie. Dar în Craiova a fost întotdeauna foarte puternică. În același timp, stânga este, cel puțin în zona noastră, este quasi-militarizată. Dacă ne uităm puțin în urmă ce s-a întâmplat cu liderii Partidului Social Democrat care au fost debarcați, Ion Călin, Ion Prioteasa, niciunul dintre ei nu a plecat din partid, a rămas alături de partid și au continuat să fie slujitori de votație ai partidului, deși tocmai fuseseră îndepărtați din funcții. Ion Călin l-am văzut acum alături de actualul șeful de primar. Campanie pe a fost șeful de campanie, deși ne aducem aminte în urmă cu ceva timp el fusese înlocuit din funcție de Ion Prioteasa, iar Ion Prioteasa la rândul lui a fost înlocuit în funcție și înlocuit cu Claudiu Manda, n-a crâgnit, a rămas și a rămas. Că ei acceptă și astfel de compromisuri și probabil asta le și aduce victoria. Compromisul pe care, spre exemplu, în partea dreaptă nu le găsim, sunt foarte multe orgolii. În momentul în care Dan Chiorciu, de exemplu, a avut un conflict cu cei din interiorul partidului, și-a luat jucările și-a plecat. În momentul în care Horatiu Buzatu a avut un conflict cu cei din interiorul partidului, și-a luat jucările și-a plecat. Diferența dintre stânga și dreapta este evidentă din acest punct de vedere. Pe de o parte avem, repet, un partid aproape militarizat care evident moștenește niște structuri dinainte de 1989 și mai ales niște structuri mentale și pe de altă parte avem o zonă de dreapta extrem de bulversată, de labilă, care se formițează foarte ușor. De altă parte, cred că din perioada interbelică, nu cred că Craiova a avut un primar din zona de dreapta, probabil de la Nicolae Romanescu, nu mi-aduc aminte exact dacă... Iar în ceea ce privește această formițare a dreptei, în anii 90 chiar circula o glumă și se spunea că în România, când două partide de dreapta se unesc, rezultă 3. Cam așa se întâmplă și în, s-a întâmplat și în Craiova. Pe de altă parte, trebuie să nu uităm că Pavel Badea a intrat în această competiție cu un mare handicap. El a fost, reprezintă o parte din USL și i-a fost destul de complicat să fie perceput ca o alternativă la actualul primar, când multe dintre proiectele pe care actualul primar le-a pus în aplicare au fost votate inclusiv de Pavel Badea. O mare parte din mandat. Foarte târziu s-au despărțit și încerca să convingă electoratul de fapt că ei sunt în opoziție. De altfel am asistat neputincioși de foarte multe ori când în Consiliul Local toate proiectele se votau pe bandă rulantă, nimeni nu avea nimic de spus, indiferent că făceau parte din partidul majoritar sau din alt partid, iar spre sfârșitul acestei perioade în care se apropia, să spunem, campania electorală, au mai existat pe aici pe acolo niște mici discuții, dar nu foarte relevante. Nici foarte relevante și senzația a fost, așa cum spuneai și tu la începutul emisiunii, că parcă le era teamă să câștige. Este, din păcate, în momentul de față în Craiova, același lucru se remarcă și în restul țării, în special în București, PNL-ul nu reușește să se constituie într-un partid de opoziție așa cum ar trebui. Și dacă nu se trezesc și dacă nu iau măsurile care sunt necesare pentru a se comporta ca un adevărat partid de opoziție, se îndreaptă cu pași încerți, dar sigur, către soarta pe care a avut-o pe NCCZ. Da, și la București au fost situații foarte ciudate. Cei de la Partidul Național Liberal voiau să numească pe cineva care să candideze pentru primăria capitalei, apoi își retrăgeau această decizie. În schimb, în cadrul PSD, toată lumea, indiferent de ce greșeli a făcut, nu s-a întâmplat absolut nimic, toți au continuat în același mers și au ținut pasul cu această campanie electorală și iată că au și câștigat în foarte multe zone din țară. Da, repet ceea ce am spus puțin mai devreme, PSD-ul, care moștenește clar structurile dinainte de 1989, este un partid extrem de bine structurat și foarte bine așezat în teritoriu. Moștenește o disciplină de partid foarte riguroasă și, bun, dincolo de acest succes în alegerile locale, trebuie să ne așteptăm la o
să zicem, la o ofensivă pe care PSD-ul o va pune în special pe lupta anticorupție. Pentru că dacă presiunea pe justiție, cu ideea că dacă oamenii m-au ales... Nu trebuie să uităm că ar trebui să o lase actualul mai mare, primar câștigă cu 60% în condițiile în care are probleme în justiție. Cristi, la Baia Mare, Cherecheș a câștigat cu peste 70% în condițiile în care, este în închisoare. Este în închisoare. Probabil trebuie să facă cerere de liberare condiționată ca să depună jurământul. Da? După care se întoarce. După care se întoarce probabil. Deci aici este un lucru extrem de sensibil. Pe de o parte, românii spun... Ne-am săturat de hoții, toți politicienii sunt niște hoții, toți fură și așa mai departe, dar în momentul în care merg la vot, ei îi votează pe cei care au probleme în justiție sau chiar au fost condamnați. Este un dublu standard pe care, din păcate, societatea noastră îl are și până când românul și electoratul nu își rezolvă această problemă de dublu standard și de dublu limbaj, societatea nu se poate vindeca. Ce a remarcat Cristi a fost că atunci când foarte mulți membri ai PSD-ului marcanți au fost condamnați sau cercetați, mă rog, urmăriți penal, ei și-au păstrat mesajul pentru propriul electorat, pentru că în Craiova se dovedește că ei au câștigat acest cor foarte mare pe propriul electorat. Practic, ei și-au păstrat electoratul din 2012. Atunci au obținut 57.000 de voturi. Acum au luat 58.000. Este adevărat, atunci era USL, deci PSD plus PNL. Dar a fost un absenteism foarte mare, ceea ce a dus la acest rezultat. Deci avem 38,66% prezență. Au votat doar sub 100.000 de cetățeni în Craiova din 257.000. Care crezi că sunt cauzele? Au votat până la urmă, nucleul dur al fiecărui partid. Există o stare de lehamite față de ceea ce întreaga a făcut pe clasă unii să politică, nu mai iasă. Numai că această stare de lehamite nu face altceva decât să dea apă la moară acestui tip de politician. Cei care stau pe margine și spun nu mă duc că nu am pe cine să votez, nu fac altceva decât să dea credit politicianului în funcție. Asta acasă și a nu vota este același lucru cu a merge la vot și a vota pe cel care se află în momentul de față în funcție. Deci, raportat la 2012, avem mai puțin pe Craiova, mai puțin cu 30.000 de cetățeni care au ales să nu iasă la vot și să rămână acasă. Pe acest fond, cei activi se impun. Da? Și Cristi, crezi că poate fi vorba de o dezamăgire, de o neîncredere în sistemul politic? De ce crezi că se ajunge ca din 4 în 4 ani să asistăm la scăderi masive ale procentului? Această temă și această teorie a dezamăgirii față de clasa politică există la fiecare alegeri. Și la fiecare alegeri oamenii spun același lucru. Actuala clasă politică ne-a dezamăgit și așa mai departe. Dar în condițiile în care electoratul vine la vot și votează politicieni condamnați sau aflați în pușcărie, poate ar trebui să ne punem întrebarea și în legătură cu dezamăgirea nu neapărat față de clasa politică, ci dezamăgirea față de electorat. Și dacă ne-am uitat pe rețelele de socializare, există așa un fel de vaiet general, mai ales pornind dinspre București, ce s-a întâmplat. Oamenii stau și comentează foarte mult pe aceste rețele de socializare, nu fac pasul următor să iasă în zona publică și să-și exprime dreptul. Pe de altă parte, uite, și acest discurs antipartide politice, antisistem, a adus un scor surprinzător la București. Nicușor Dan cu Uniunea Salvați Bucureștiul, practic vine dintr-o zonă de societate civilă și s-a ocupat permanent de acest lucru, a crescut constant în ultimii 10 ani, a ajuns de la 9% la, iată acum, la 30%. Nu dai chiar să câștige alegerile dacă PNL-ul făcea un pas în spate și susținea pe Nicușor Dan. Nicușor Dan a câștigat acest scor neașteptat pentru unii strict pe bâlbâielile pe care PNL-ul le-a avut la București. 5 candidați. Deci ce a fost acolo la București nu s-a mai întâmplat. Asta spunea și mai devreme că probabil de aici au și venit problemele. Din cauza nehotărârii liderilor de partid, probabil. Iar Nicușor Dan nu a făcut decât să strângă voturile de dreapta. Și a profitat de acest context. Și a profitat de acest context. Dar dacă este să ne uităm și la Craiova și în altă parte, trebuie să recunoaștem că stânga rămâne în continuare unită. Acum este drept că electoratul de stânga este mult mai ușor influențabil și mult mai ușor manipulabil decât electoratul de dreapta. Electoratul de dreapta, care admiter, este extrem de
foarte, se manifestă foarte mult vocal și așa mai departe, mai greu este să fie mobilizat la vot. În partea stângă lucrurile sunt invers. Ei se manifestă mai puțin, dar sunt foarte disciplinați și volatilitatea votului și probabil și o zonă de confort, de stabilitate, pentru că electoratul de dreapta este, din punct de vedere economic, stă mult mai bine. Bogdan, practic... avem un telespectator în direct. Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Olteanu din Granița Nouă. Spuneți, vă rog. Bună seara. Doar ce am deschis televizor și ceea ce pe relatează publicului, consider că nu prea este real. Ce anume considerați că nu este real? Da, 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 spuneți. Eu personal nu am fost la vot. Tot ce văd aceste probleme în localitate, în municipiu, în țară, nu sunt adevărat. Iar dumneavoastră, cu domnul care vă reprezintă, ne rețin numele, că nu l-am văzut pe ecran. Da, spuneți. Nu consider că totul nu e realitate. Nu blamați că PSD-ul, că cine este în frunte sau ceea ce spuneți dumneavoastră acolo. Deci nu știm, la ce vă referiți anume. Noi încercăm să facem practic o analiză a rezultatelor la alegerilor de ieri. Nu știm exact la ce faceți referire, ce anume vi se pare neveridic. De 24 de ore eu asta urmăresc, pentru că sunt la domiciliu și asta urmăresc. Dar să știți că nu e realitate. Da, nu l-a acuzat. Domnul Olteanu, pe postul Fărbarii Badea, nici pe actualul primar Corbuța Vasilescu, nu a acuzat nici formațiunea politică. Da, domnul Olteanu, acuzați pe... Mă auziți? Da, vă aud. Dumneavoastră a spus că n-ați fost la vot. Da, domnule, așa. Așa este. N-ați fost la vot pentru că niciunul dintre candidați nu v-a convins. Nu e asta speță. Da, de ce n-ați fost poate la vot? Poate să fie... Nu. Altceva, spuneți-ne dumneavoastră concret de ce n-ați fost la vot. Care e motivul pentru care nu v-ați dus să votați? N-ați avut cu cine? Așa este. Deci niciunul dintre candidați nu v-a convins să vă duceți la vot. Da, domnule, da. Așa, și ce anume vă nemulțumește? Și în condițiile acestea, care este nemulțumirea dumneavoastră, că nu înțeleg? Ceea ce spuneți dumneavoastră, pe post. Mai concret? Să fiți un pic mai maleabil, mai... Pentru populația orașului care Am înțeles, domnule Olteanu, vă mulțumim foarte mult pentru telefon. Cristi, vorbeam de faptul că am făcut așa o analiză și a Consiliului Local și a acestor rezultate. Spuneam de aceste deficiențe din cadrul PNL, care spuneai și tu și suntem și noi de acord, au dus la aceste probleme. Am văzut că în întreaga țară PNL-ul a obținut procente mai mici decât PSD-ul. Pentru, nu numai că au obținut procente mai mici decât PSD-ul, dar fuziunea aceasta dintre PNL și PDL se dovedește a nu se fi realizat. Nu este niciun secret că în momentul de față, în fiecare filială, există dispute între vechii pedeliști și peneliști și că lucrurile sunt destul de separate. Iar pe de altă parte să nu uităm că PNL-ul a intrat în această construcție având umbra USL-ului în spate, umbră de care nu a scăpat. Cam greu să ai un discurs antiputere când tu ai fost acolo și foarte multe dintre acele proiecte le-ai votat și le-ai aprobat și tu, este evident. Așa este, Cristi, suntem și anul acesta pe locul 1 pe țară la voturile pe listele suplimentare, peste 8.000, și bineînțeles la urnele mobile suntem pe locul 2 după Telorman. Ce crezi? De ce părere ai despre aceste statistici? Suntem aproape de fiecare dată în top. Bun, până acum, povestea aceasta cu listele suplimentare te ducea imediat cu gândul în zona fraudei votului. Pentru că listele suplimentare au reprezentat de fiecare dată o modalitate prin care votul era fraudat. Acum, a mers foarte bine. Pentru prima dată s-a introdus această poveste cu scanarea buletinelor, ceea ce, în teorie, trebuie să elimine posibilitatea de a frauda alegerile.
Cu toate acestea, în momentul în care există un număr semnificativ de, de voturi pe liste suplimentare, nu putem să nu ne punem un semn de întrebare. Iar în ceea ce privește urna mobilă, aici lucrurile sunt destul de delicate, pentru că eu personal știu situații în care veneau cu urna mobilă într-o comună și în fața lui spuneau, te rog, votează, și stătea și se uita la el. Așa este, Cristi, trebuie să te întrerup puțin, pentru că avem un alt telefon. Bună seara! Sărut mâinile. Cu cine vorbim? Mă numesc Iordache. Da. Nu vreau să intervin, dar a intervenit domnul din față. Acest domn din față, care nici n-a fost la vot, nici n-ar avea de ce să discute. E un om fără voință, fără... Taci, domnule, din gură, n-ai fost la vot, taci din gură, nu te mai da mare. Una, în al doilea rând, apropo de primarii care au probleme cu justiția. Da. Eu zic că problema cea mai mare e a justiției. În ce sens este a justiției? Pentru că nu face o selecție a celor care trebuie să facă pușcărie sau care trebuie să fie... În ce sens se facă dacă selecție? Dacă omul ăla din Baia Mare câștigă, fiind în pușcărie cu 70%, nu vă imaginați că justiția e la pământ? Stați puțin, ca să înțeleg puțin ce... Mă ascultați puțin? Da. Deci să înțeleg puțin ce spuneți dumneavoastră. Dacă cineva obține 70% în alegeri, să nu mai fie condamnat. Nu în sensul ăsta. Sau să nu-i se dea voie să candideze. Justiția n-a făcut o selecție a celor care cu adevărat sunt vinovați. Deci, haideți să vă dau un exemplu. Nu, stați puțin, să rămânem pe exemplu pe care mă ascultați puțin. Să rămânem pe exemplu pe care l-ați dat dumneavoastră. Deci dacă primarul acela a obținut 70%, el nu este vinovat. Asta spuneți. Păi, dacă lumea l-a ales, înseamnă că a făcut ceva pentru societate, nu? Și vinovăția în instanță ține de câte procente obții în alegeri sau dacă ai furat sau n-ai furat? Păi, dar eu nu știu dacă a furat sau nu furat. Nici eu nu știu, dar așa spune instanța. Că de-aia l-a trimis în pușcărie. Haideți să vă mai dau un exemplu. Vă rugăm. Haideți să vă mai dau un exemplu. Cum se face că doamna Ricci face pușcărie, că a făcut un spectacol? Da. Și cei care au beneficiat de acest spectacol nu face pușcărie. Cum adică cei care au beneficiat? Asta. Adică cei care au participat la spectacol? Păi nu aveau de unde să știe oamenii în ce condiții a fost organizat acel spectacol. Domnul Iordache, nu m-ați înțeles. Justiția nu se face prin vot. Adică, în speță, fata lui Băcescu n-a făcut pușcărie ca beneficiat de acel spectacol. Și asta o face pe Monica Iacobriții mai puțin vinovată? Nu o face mai puțin vinovată, dar de ce asta face? Deci, eventual vă puteți întreba... Și cel care a beneficiat nu face. Puteți să vă întrebați de ce nu și altă persoană este condamnată, dar nu de ce a fost condamnată persoana dinainte, că nu are legătură una cu alta. Nu se pot substitui. Am înțeles. Ok. Și apoi nu putem să... Nu putem... Domnul Iordache... Nu am fost înțeles. Domnule, dacă e lege, să fie lege pentru toți, nu pentru un număr și pentru un ciumă. Păi nu, că tocmai ne-ați spus că pentru cei care obțin procente mari în alegeri nu trebuie aplicată legea. Că dacă oamenii au votat, oamenii înseamnă că au făcut ceva bine și acela nu trebuie să fie. Bun. Nu m-ați înțeles, domnul meu. Mai spuneți o dată. Am spus că justiția nu înseamnă că e bună. Am înțeles. Mulțumim foarte mult. Nu-și face datoria cum trebuie. Sunt oameni care se răzbună. Am înțeles. Mulțumesc mult, domnule Iordache, pentru intervenția dumneavoastră. Avem un răspuns la întrebarea de ce sunt votați politicienii care au probleme în instanță? Avem. Da. Așa este, Cristi, mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Noi luăm acum o scurtă pauză, apoi revenim cu alte subiecte. Rămâneți alături de noi. Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, în bine zic eu,
fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Platou, vorbim în continuare despre alegerile locale care au avut loc ieri. Haideți să vorbim despre câteva statistici. În Craiova 38,66% dintre oamenii cu drept de vot au ales să-și exprime votul. Și aș vrea să vă spun câte voturi au obținut fiecare candidat în parte. Lia Olguța Vasilescu prin Partidul Social Democrat 58.478 de voturi. Pe locul 2 s-a clasat Pavel Badea din partea PNL cu 12.649 de voturi, urmat de Mircea Năstase de la ALDE cu 7.538, Florentin Gust cu 6.048 de voturi, Dan Cherciu 5.132 de voturi, Orațiu Buzatu 3.013 voturi, Artur Andrițoi 1.679, Constantin Mireanu 762 de voturi, iar Ionel Pană 691 de voturi. În ceea ce privește Consiliul Local, așa cum v-am spus și mai devreme, PSD a obținut 19 mandate, PNL 6, iar ALDE 2 mandate. Bogdan, cum arată statisticile? Da. Tu ai făcut o analiză Ce ne spun aceste statistici? În primul rând, față de 2012, sunt aproape 30.000 de cetățeni, mai puțin la vot, ceea ce înseamnă că din ce vedem aici, Partidul Social Democrat stânga și-a conservat și și-a mobilizat electoratul foarte bine, practic și-a adus electoratul la vot, în schimb și a câștigat aceste alegeri pe fărâmițarea dreptei și a absenteismului ridicat. Dreapta a fost fărâmițată, au fost foarte multe opțiuni și pe anumitele hamite a electoratului de a participa. Asta ne spune nouă aceste cifre, faptul că a fost mai puțin cu 30.000 la vot. Pe de altă parte, noi am făcut și o analiză cu voturile obținute de persoane, candidații la funcția de primar, în raport cu voturile obținute de partidul care îi susține. Ce rezultă din aceste calcule? Spre exemplu, la Olguța Vasilescu avem o diferență de 5.129 de voturi peste partid. Deci, practic, Olguța Vasilescu a luat cu 5.129 de voturi mai mult decât PSD plus UNPR, alianța care o susține. În schimb, Pavel Badea are 12.649 de voturi peste 5.000 de voturi sub partid. Mircea Năstase, ALDE, are 7.538 de voturi. În schimb, ALDE, formațiunea care l-a susținut, are 6.950 de voturi. Diferență 588 de voturi peste partid. Florentin Gust are 6.048 de voturi, PSRO, partidul care îl susține, Partidul Social Românesc, 6.310 voturi, diferență 262 de voturi sub partid. Dan Cherciu, alianța pentru Craiova, are 5.132 de voturi, în schimb partidul are 4.018 voturi, are peste 1.000 de voturi mai mult peste partid. Orațiu Buzatu, 3.013 voturi, Partidul Mișcarea Liberală, 3.214 voturi, diferență cu 200 de voturi sub partid. Ce ne spun aceste lucruri? În primul rând, această ciudățenie. Practic, din electoratul de dreapta care se revendică liberal și care a votat Partidul Național Liberal la Consiliul Local, o parte din ei, deducem noi, o parte însemnată din ei, aproape 5.000 de persoane, au votat cu Olguța Vasilescu. Da? Foarte interesant. Deci, nu știm sigur dacă s-au dus toate voturile acolo, asta ne spune nouă statistica. Este posibil să se fi dus o parte și la Mircea Năstase. În orice caz, surpriza alegerilor locale este Mircea Năstase, profesor Mircea Năstase, care practic trage ALDE
Alianța Liberal-Democrată o trage în Consiliul Local și iată câștigă două mandate. Avem o majoritate covârșitoare PSD, 19 mandate din 27, doar 6 mandate la PNL. Ei practic și-au îmbunătățit scorul pentru că în actualul mandat aveau 4 mandate, acum au 6. Deci, glumind așa, au crescut cu 50%. Acest 50% înseamnă în realitate foarte puțin. Bogdan, aceste diferențe între candidatul unui partid și partidul în sine le putem pune și pe baza notorietății proprii a persoanei care a candidat, să spunem. Da, dar să... Este un semnal foarte prost, foarte prost, pentru că, spre exemplu, Pavel Badea nu a fost în nota partidului, în așa voturile este. Liberalii lui a votat cu alții. Da, este foarte, un scor foarte slab. Și ceea ce vreau să spun este că și în acest mandat vom avea un consiliu local anexat primarului, primarul care... cum știm, este executivul, reprezintă executivul local, propune, eu știu, are câteva idei, propune proiecte de hotărâri și vom avea aceeași majoritate tăcută de care vorbeam în Consiliul trecut, în care va funcționa o mașinărie de vot, nu vor exista, aproape că nu va exista opoziție și, în opinia mea, ar fi fost benefic un Consiliu local mai echilibrat. De ce? Din dezbatere, din negociere, rezultau proiecte mai constructive și mult mai bune. Da, siguranță. Mult mai bune. Se aduceau amendamente, se făceau observații, se discuta mai mult. Dar din păcate oamenii nu au înțeles în esență despre ce este vorba. Într-un consiliu local ar trebui să fie nu neapărat majoritate, lucrurile să fie echilibrate pentru că de acolo, așa, așa în urma unei ședințe, acestea au fost explicațiile și așa s-a votat. Bune. Ceea ce mai remarcăm, că UNPR, Uniunea Națională pentru Progresul României, un partid care a fost decapitat la nivel național, practic nu există la ora actuală, pentru că la Consiliul Local s-au lipit de PSD, este vorba despre actualul viceprimar Mihail Genoiu, care a mers pe aceste liste comune, plus încă un consilier mai intră din partea UNPR. În schimb, la Consiliul Județean, unde am mers separat, se pare că nu vor prinde Consiliul Județean. Așa este, avem în legătură telefonică directă cu noi pe domnul Ion Călin, șeful de campanie al PSD Dolj. Bună seara! Bună seara, domnule Călin, ne auzim? Din păcate s-a întrerupt legătura telefonică. Să refacem legătura, este foarte important. Și în județ PSD a obținut foarte multe primării, însă se pare în mod ciudat că PNL s-a descurcat mai bine la județ, în județ, decât în Craiova. Și practic și-ar fi dublat numărul de primării câștigate. Chiar glumeam cu cineva că este o situație ciudată în care de obicei electoratul PNL-ului liberal era la oraș și cel PSD la țară, dar se pare că în mediul rural sunt practic aceiași oameni care schimbă partidul. Așa este, îl avem la telefon din nou pe domnul Ion Călin, șeful de campanie al PSD Dolj. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor. Domnule Călin, aș vrea să ne spuneți în primul rând în câte localități din județul Dolj a câștigat PSD-ul? Primarii 72, pentru Consiliul Județean în toate. În condițiile în care a luat mai mult de 2-3 din mandate, cred că eu vreau să spun că este o victorie categorică, istorică. Niciodată Partidul Social Democrat, în afară cu excepția USL-ului, n-a avut o majoritate atât de confortabilă de peste 2-3. De această dată, electoratul doljan, cetățenii din Dolj, ne-au acordat această încredere și mai pentru faptul că realizările din ultimii 4 ani, comparativ cu alte guvernări, au fost unele nu bune, ci poate chiar de excepție. Domnul Călin, aș vrea să fim puțin practici și să ne dați câteva cifre. Care sunt mandatele în Consiliul Județean la ora actuală? În Consiliul Județean s-au finalizat prelucrarea la Biroul Electoral Județean. Sunt 25 de mandate pentru PSD și 12 pentru PNL. Celelalte formațiuni politice care au candidat în circunscripția noastră nu au făcut pragul electoral. Deci, practic, avem o polarizare, două forțe politice în Consiliul Județean. Ce ne dorim pe tot ejichierul politic, pentru că această confruntare și doctrinară și de programe politice și economice între stânga și dreapta nu poate aduce decât performanță, așa cum bine știți,
se întâmplă în majoritatea țărilor civilizate. Dar credeți că la aceste alegeri locale a contat chiar atât de mult doctrina sau mai mult oamenii? Nu, a contat în primul rând faptele, domnul Bogdan Croșelean. Deci faptele au contat atât la nivelul municipiului, care avea obiectivele realizate de primarul nostru, Gheorghe Vasilescu, care a atras cel mai mare fond, cele mai multe fonduri, cele mai mari fonduri dintre toate municipiile ședințe din județ din țară de la Uniunea Europeană. De asemenea, Consiliul Județean și eu, preoteasa președintele, a atras peste 600 de milioane de euro și realizările care le-a avut. În acest sens, eu pot să apreciez că cetățenii Dorjan, electoratul Dorjan, au urmărit realizările și faptele partidelor, nu neapărat, pentru că până la urmă oamenii și asumă partidele, nu cetățenii. Domnule Călin, la nivel de Craiova au votat doar 38,66% dintre oamenii cu drept de vot. Spuneți-ne, vă rog, care credeți că sunt cauzele? Cauzele, în primul rând, sunt că cetățenii, mulți cetățeni din Craiova nu sunt în Craiova. Foarte mulți cetățeni din Craiova și-au făcut reședință în județul Dolj, câteva zeci de mii de oameni, ceea ce, sigur, încarcă listele electorale permaneziate această dată, cum bine știți, nu s-a votat decât pe baza domiciliului sau a reședinței stabilite în unitatea administrativă teritorială respectivă. Aș vrea să vă rog ceva înainte de a încheia discuția noastră. Aveți o majoritate confortabilă în Consiliul Județean. Spuneți-ne care va fi noul președinte al Consiliului Județean? Noul președinte al Consiliului Județean, așa cum vă spuneam și în urmă cu o lună și jumătate, se va stabili de conducerea partidului cu conducerea organizației mâine în Comitetul Executiv Național. Cine este printre favoriți atunci? Măcar să ne spuneți două, trei nume, să știm la ce să ne așteptăm. Da, dacă vă spuneam că această chestiune nu s-a discutat până la această oră, oricare dintre candidații noștri pot să fie în frunte cu Ion Preoteasa, președintele în exercițiu, în frunte cu ceilalți colegii ai noștri, consilieri județeni deja declarați aleși de către Biroul Electoral Județean la această oră cu vorbim. Deci înțelegem că mâine veți stabili acest lucru. Da, dar nu uitați că și la Craiova cu 19 consilieri din 27 Alianța PSD plus UNEPR plus 2 ALDE și 6 PNL, și aici avem o majoritate de peste 2/3 confortabil și vom putea realiza proiectele pe care primarul nostru le-a avut să Vasilescu pentru Craiova și Craiova. Întrebare, acest cor vă permite să puneți ambii viceprimari? Da, ambii viceprimari, dar nu uitați, mi-a făcut un comentariu la prima mea legătură care s-a întrerupt. Noi avem o alianță PSD plus UNEPR la Craiova. Ei, și aici... Aici voiam să vă aduc. Deja continuitate în echipă, exact ce vor rămâne aceiași viceprimari? În principiu, da, doamna primară a spus de mai multe ori că echipa câștigătoare nu se schimbă. Ați văzut că și-a menținut și toți consilierii din vechiul, din actualul mandat în derulare, care au vrut să rămână în continuare consilieri pe liste. Dar la Consiliul Local vom avea cumva și o alianță cu ALDE, pentru că se vorbește la o alianță la nivel central. Și voiam să știm care este opinia noastră la nivel păi local. Nu, stați un pic. Alianțele se fac acolo unde n-ai majorități. Acolo unde ai 2/3 proiecte ale alianței PSD plus UNEPR, nu cred că este nevoie. Deci dumneavoastră excludeți orice fel de alianță. Bun. Nu e vorba de excludem. Atenție! Până la urmă, la ce vă spuneam pentru actualul mandat, ca să-ți dea identitatea politică, să cunoască electoratul, care e identitatea ta politică? Cine a făcut aceste lucruri în Craiova? Până este acum, corect ce spuneți dumneavoastră, nu se justifică o alianță în condițiile în care oricum aveți 19 mandate. De ce nu mă lăsați să termin și eu fraza asta? Da, spuneți. Vă rog frumos. Spuneți. Deci, eu vorbeam de identitatea politică în care dumneavoastră nu credeți doctrinară, dar măcar în asta administrativă, că performanța în Craiova a făcut o alianță PSD plus UNEPR și ea continuă. Ținem de această identitate și în mandatul următor. Am înțeles, domnule Călin, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Bogdan, iată, pentru Consiliul Județean nu se știe încă președintele. Domnul Călin spune că mâine se va lua această decizie. Viceprimarii spune dumnealui că este foarte posibil să rămână aceiași, domnul Dașoveanu și domnul Genoiu. Exact, am uitat să-l întrebăm pe domnul Călin ceva.
De ce nu l-am regăsit pe liste pe șeful filialei, domnul Claudiu Manda? Probabil se va duce în toamnă la Parlament, la Camera Deputaților. Probabil că, știi cum se spune, echipa câștigătoare nu se schimbă, tot domnul Prioteasa va fi președinte al Consiliului Județean. De fapt, după vreo două mandate, dacă nu mă înșel, în care președintele s-a desemnat nominal, s-a revenit la votul pe liste și din nou, din acest an, din acest mandat, președintele Consiliului Județean se desemnează prin vot în Consiliul Județean în funcție de cine deține majoritatea. Pe de altă parte, domnul Călin a dat într-un fel de înțeles faptul că PSD și UNPR nu ar trebui să caute neapărat o alianță pentru că au deja majoritatea, da, în Consiliul Local. Da, au 19 local, mandate, practic dar nu au nevoie de cele două mandate. Nu ei sunt cei care ar trebui să vină cu inițiativa, ci alții, cei de la ALDE sau cei de la PNL, da, în cazul în care vor că vrea să facă așa ceva? Opinia mea este că nu cred că ALDE la Consiliul Local va căuta o alianță cu PSD-ul. Cum a spus și domnul Călin, nu se justifică și în al doilea rând este o adversitate între cele două formațiuni la nivel local. În consecință, cred că vom avea aceste lucruri. Nu știu nici dacă, și rămâne de văzut, dacă vor merge spre zona de dreapta, la o alianță cu PNL-ul, cel puțin în ultima discuție, în ultima confruntare, cam așa se părea. Haideți să vedem ce spune și domnul Nicolae Giugea, președintele PNL Dolj. Îl avem în acest moment în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara! Bună seara! Domnule Giugea, aș vrea să ne spuneți în primul rând ce concluzii trageți după aceste alegeri locale? A trebuit să facem întâi o evaluare de unde am pornit. Da, spuneți. În primul rând, sunt primele alegeri care se realizează sub sigla noului Partid Național Liberal și după cum știm, nu întotdeauna în politică unul și cu unul fac doi. Câteodată chiar unul și cu unul să nu facă nici măcar unul. Dar noi am demonstrat că avem o unitate realizată la nivelul județului de cele două foste partide, fostul Partid Național Liberal, fostul Partid Democrat Liberal. Și am pornit cu o zestre de 14 primari la luptă, deși în 2012 PDL-ul avea 28 de primari, PNL-ul avea 21 la nivelul județului Dolj, prin acea celebră ordonanță 55, când s-au furat primari cu bani de la guvern, cu bani de la Consiliul Județean, promiși, am rămas cu 14 primari cu care am intrat în competiție. În momentul de față avem 30 de primari confirmați la nivelul județului Dolj, ceea ce spune că este o realizare extrem de importantă. Cum vă explicați scorul foarte mic? Da. La mandatele pe care probabil e dorința domnului Călin de a avea 25 de, sau 27 de consilieri județeni PSD-ul, nu, încă nu sunt finalizate datele, nu sunt date oficiale, probabil PSD-ul încearcă să oficializeze asta, aceste date, dar nu... Cum vă explicați, această ciudățenie de la Craiova în care domnul Badea, candidatul PNL-ului, obține cu 5.000 de voturi, practic mai puțin decât partidul? Voturi care se pare că s-ar fi dus la Olguța Vasilescu. Acum eu am preluat conducerea partidului, asta nu înseamnă că mă disculpă pe mine. Am preluat conducerea partidului cu o lună înainte de campanie electorală, când erau stabiliți candidații, când era doar. Probabil a fost o strategie nu tocmai fericită care s-a desfășurat pentru alegerile la nivelul municipiului Craiova. E faptul că nu a fost o asociere clară între Partidul Național Liberal și domnul Pavel Badea, candidatul Partidului Național Liberal. Domnule Giugea, o ultimă întrebare aș avea pentru dumneavoastră. Spuneți-ne, vă rog, considerați că s-a făcut ceva greșit în această campanie electorală? Da, alegerile dintr-un singur tur. Cea mai mare greșeală. Din păcate a contribuit și PNL-ul. Din păcate pentru dumneavoastră a contribuit și PNL-ul la acest lucru și n-a mai putut repara acest lucru. Da. Ar fi fost situația cu totul alta dacă ar fi fost alegeri în două tururi. Am înțeles, domnule Giugea, vă mulțumim foarte mult. Noi luăm acum o scurtă pauză de publicitate, apoi revenim cu același subiect. Rămâneți alături de noi.
tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Am revenit în platou, este în legătură telefonică directă cu noi domnul Mircea Năstase, candidatul ALDE. Bună seara, domnule Năstase! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noastre. Vreau să vă întreb, pentru că nu am vorbit cu ceilalți cu care am discutat anterior la telefon, vreau să vă întreb ce părere aveți despre acest procent foarte scăzut ca participanți la vot, mă refer în Craiova. Cred că participarea aceasta extrem de scăzută la vot se datorează atitudinii politicienilor și din Parlament și politicienii locali vis-a-vis de nevoile și de problemele cetățenilor, atâta timp cât au văzut că niciuna din propunerile lor nu a fost valabilă, că niciuna din problemele lor nu au fost rezolvate. Deci normal că atitudinea cetățeanului este, dacă nu identică cu a lor, măcar are satisfacția că îl sancționează prin puterea lui care se numește votul. Domnule Năstase, aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră considerați că ceva a mers prost în campania dumneavoastră electorală. L-am văzut pe domnul Tăricianu, spunea în spațiul public faptul că sunteți un partid nou și că probabil aceasta este principala cauză pentru care ați obținut un procent mic, dar aș vrea să vă întreb dacă au mai existat și alte deficiențe. La Craiova, cel puțin la organizația municipală, pe lângă impedimentul că ALDE a fost un partid și este un partid nou de câteva luni înființat, a mai avut și ghinionul să aibă candidatul la primăria Craiovei o persoană care n-a făcut politică până acum și dintr-o dată joacă la această ligă. Și totuși adică, ați luat peste scorul partidului, adică ați tras partidul în față, nu partidul v-a tras pe dumneavoastră. Da, aici cred că e vorba de persoana mea, de notorietatea pe care am avut-o într-un anumite cercuri, de relațiile mele personale pe care le-am avut cu oamenii de-a lungul timpului. Și cred că asta m-a ajutat foarte mult, deși la începutul campaniei sau în perioada pre-campaniei toată lumea din staff și din partid îmi spunea: dom'le, n-ai notorietate, ieși să te vadă lumea. Și, mă rog, am ascultat, eu dacă n-am făcut politică până acum a trebuit să ascult de cei care ziceau că se pricep și cred că am reușit o chestie foarte bună. Și să reamintim că ați fost la toate dezbaterile organizate de noi, atât cele trei înainte de campanie, cât și cea din campanie. Da, încă o dată vă mulțumesc și pe această cale pentru invitație. Mi se pare o chestie de bun simț să răspund prezent atât
o chestie de bun simț din partea ta, pentru că nu sfidezi nici organizatorul și mai ales nu sfidezi cetățeanul. Domnule Năstase, aș avea o ultimă întrebare. Ați obținut două locuri în Consiliul Local. Vă gândiți cumva la vreo alianță cu PNL sau cu PSD? Sunt doar aceste trei partide au mandate în Consiliul Local. Dacă stăm și ne gândim drept, PSD-ul nu are nevoie de alianțe, atâta timp cât are 19 consilieri, are o majoritate super confortabilă. Da. Iar PNL-ul poate să facă și singur opoziție cu cei 6 consilieri. După cum știți, după masa aceasta, domnul Tăricianu a parafat o înțelegere cu domnul Dragnea, așa că vom vedea dacă va trebui să facem o poziție singuri sau să fim la guvernare. Încă e o situație destul de complicată. Clară, probabil, da. Vom vedea în zilele următoare cu siguranță. Da, să vedem, da. Domnule Năstase, vă mulțumim. Mi-e teamă să ne ajungem la ceea ce se spune din Biblie. Știți, când Dumnezeu a spus lui Adam, alegeți nevasta. Da, va fi o decizie dificilă. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla în zilele următoare. Vă mulțumim foarte mult, domnule Năstase. Bogdan, iată că încă ALDE nu știe foarte clar dacă va face vreo alianță cu vreunul dintre cele două partide, PSD și PNL, în Consiliul Local. Da, pe de altă parte a fost acel scor foarte bun obținut de PSD. Nu, dacă era mai echilibrat, într-adevăr, se punea această problemă. Dacă cu cine trebuie să negocieze, și ALDE părea o soluție facilă, da, și previzibilă, pentru că la nivel central deja se vorbește despre refacerea USL în varianta nouă, USL 2 fiind ALDE. Dar, într-adevăr, nici domnul Năstase nu poate să iasă din linia partidului. Așa pentru este. Că da, a fost sprijinit și trebuie să se încadreze în linia trasată de la București. Bogdan, îl avem la telefon pe domnul Dan Chierciu, candidat din partea Partidului Mișcarea Liberală. Bună seara, am greșit, Alianța pentru Craiova. Bună seara, domnule Chierciu. Alo? Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Domnule Chierciu, aș vrea să vă întrebăm ce concluzii trageți după aceste alegeri și, bineînțeles, după campania electorală despre care am vorbit și în emisiune, că a fost puțin atipică. Da, e adevărat. Este prima campanie care s-a petrecut după reguli cu care noi eram obișnuiți. Dacă privim însă rezultatele, în ceea ce mă privește, vă dați seama că sunt foarte amărât. Îmi ling rănile pentru înfrângere, însă asta au dorit craiovenii și asta vor avea. Ce părere aveți despre procentul foarte mic al prezenței la vot? Vorbim de doar puțin peste 38%. Ce credeți că îndeamnă oamenii practic să nu meargă la vot? Da, procentul este foarte scăzut. Și spun asta comparativ cu prezența de acum 4 ani, care nici aceea nu era o prezență grozavă, dar să cunoscuți că în 4 ani aproape 30.000 de craioveni au ajuns la concluzia că e mai bine să nu se prezintă la vot, nu e un lucru care să ne bucure. Am văzut cu toții, inclusiv structura pe vârste ale celor care au votat, și s-a văzut clar că preponderent au fost persoanele peste 45 sau peste 65 de ani. Deci acestea au fost segmentele care până la urmă au decis în ce direcție să meargă Craiova. Se pare însă că, și aici este critica pe care mi-o fac mie personal, nu am reușit în mesajul nostru să ajungem la cei tineri. Și este un paradox. Până la urmă, viitorul acestui oraș le aparține mai mult lor decât persoanelor peste 65 de ani. Cu toate acestea, este vina politicienilor că nu am găsit încă acel șurubel de care să învârtim și să convingem tinerii că trebuie singur să-și decidă
viitorul. Așa este, domnule Cherciu, vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. Bogdan, iată, domnul Cherciu spune că se consideră și este dezamăgit din cauza că nu a ajuns mesajul pe care voia să-l transmite către tine. Mesajul a fost, mesajul este următorul. În momentul în care te hotărăști, eu știu, să intri în campania electorală, într-o competiție atât de dură și care presupune, eu știu, apariții publice și votul din partea cetățenilor, trebuie să ți-o construiești din timp. Deci, pentru cine se hotărăște în 2020, cam de acum ar trebui să se gândească să intre în competiție. Așa este, vom vorbi și zilele următoare despre Consiliul Local, Consiliul Județean, să vedem dacă vor rămâne aceiași viceprimari, cine va fi președintele Consiliului Județean. Însă o informație de ultima oră ar fi aceea că patronul firmei Polistart, Cristian Dobre, a fost reținut astăzi de DNA pentru 24 de ore. Vă vom da mai multe detalii în emisiunea de mâine, pentru că, din păcate, aceasta a ajuns la final. Noi vă așteptăm și mâine seară tot de la ora 18:30 cu alte subiecte importante. O seară frumoasă!